Vorbeam cu cineva când am fost în state, la un centru de reabilitare în California. Uh -huh. Întreba, descrie-mi cum este. Uh, vorbeam de ceva droguri. Și mi-a zis, lasă să simte așa. Și era un anumit drog în care, în momentul în care l-au luat, o atât de bine mă simțeam. Prima dată. Încât parcă a venit un val peste mine și mă purta și mă simțeam nu știu cum. Uh -huh. Și prima dată i s dat gratis. Uh -huh. A doua dată. Ca să mai simt uh, lucruri respective, euforia respectivă, senzația respectivă, trebuie să plătească. Dar ce interesant și noi știu el este, este că o trebuie să mărească doza. Sigur. Eu n-am consumat niciodată droguri. Fartul Îi mulțumesc eu. Domnului, m-a păzit. Da. Dar vreau să te întreb pe tine. Povestește-mi puțin așa, cum te simți prima dată? Cum te simți a doua dată? Trebuie să mărești doza, nu trebuie să mărești doza. Poți să te lași când vrei tu. Hmm. Că costă mulți bani. Oh, ce detalii faine atingi de aici. Ia, yeah, foarte fain, foarte fain că punctezi lucrurile așa, um, vreau să răspund cât mai specific la ce mi zis. eu cred că sunt super, super importante și cred că... Și de ce specific, îți spun acum, sunt foarte mulți tineri de asta care se confruntă cu lucrul ăsta, categoria. ies afară, vorbesc cu băieți, unii dintre ei au 13-14 ani, fumează pachetele ca niște fumători profesioniști, că am auzit că sunt și fumători profesioniști, hmm. Și imediat ca să ajungă mai departe la următorul pas etnobotanic, nu, e, nu este foarte greu. Și vreau să vorbim fără perdea, cât mai liber, cât mai deschis, că tu de aici te-o scos, Domnul, de aici te-o eliberat. Slavă Domnului, ia. Um, dacă vrei, pot să-mi pun să mă duc mai strategic pe, sau mai țintit pe întrebările tale. Dacă vrei, poți să-mi pui tu direct întrebarea și o răspund, dacă vrei. Ok, bun. Prima întrebare povestește în puțin cum, deci la prima doză mi-ai zis că ai avut un anumit sentiment, da. următoarea mm -hmm. zi te simți praf, ca asta. Exact. A doua doză, vrei să, trebuie să mărești doza respectivă, costă bani, nu costă bani, cum e întregul proces? So, uh, știi cum e, că prima dată că nu ești chiar așa de addicted de anumite droguri, că nu ești așa prins de droguri respectiv, ai și resurse mai multe, pentru că nu ești așa de în droguri, ca să fie puizate resursele din jurul tău, mă înțelegi? A doua oară, nu cred că e nevoie ca să mărești, să-ți dai mai mult sau ceva de genul. Dar cu timpul ajungi să te obișnuiești și din cauza că dorești aceeași senzație ca și cum ai avut-o la început, când era chest, drogul respectiv era nou pentru tine. Tu vrei aceeași senzație. Tu nu vrei să consumi mai mult, a consumi mai mult înseamnă că te costă mai mult. Tu vrei să ai aceeași senzație, știi? Și atunci tu faci sacrificiul respectiv, să-ți cumperi mai mult, să-ți pui mai mult, să fumezi mai mult, știi? Și Așa minciuna să -și care este? Că și dacă minciuna e că nu o să mai ai aceeași senzație. Nu că mai ai aceeași senzație, e o singură dată. Yeah. Dar alergi, e, e ca și un rat race, știi? Alergi în același loop și fugi și fugi și fugi crezând că. Când deci e bazat pe o minciună, știi? Exact. Tot alergă, tot alergă, exact, sperând da. că... Bun, uh, o altă întrebare atunci am. Da. Uh, o cauzat asta în familia ta tristeți, lacrimi, probleme când și-au dat seama părinții că făceai lucrurile astea? Sigur că da. Adică nu asta nu aduce bucurie în inima oricărui părinte, știi? Uh, mi aduc aminte că la un moment dat trebuia să-l mințim pe tata, știi? Și gen că mergem la biserică și nu mergeam, avem nevoie de bani la un moment dat, nu, spre rușinea mea o zic, dar spre slava Domnului că Domnul m-a și m-a schimbat uh, Țin minte că am la tata bani încă, știi, m-am dus la el la haină și am luat bani și, nu, no. atunci în perioada era foarte greu, că atunci era și criza, știi, și tata a început să nu mai prea aibă de lucru și eu încă mai și străcuram de bani, știi, să zic așa, dar, ia, yeah, afectează, afectează dar mult. Dar tu atunci luai droguri pentru că corpul tău cerea lucrul ăsta sau o luai de, de distracție și de fun? Um, o luam și și. Dar la momentul respectiv nu-ți dai seama că corpul ce are sau ceva. Deci numai atunci când vrei ca să te oprești din asta. Eu atunci nu vreau ca să mă las. Adică nu eram conștient că, bă, mie asta îmi face rău. Eram cumva parțial conștient, dar nu eram 100% bă, ok, trebuie să mă oprim aici, e gata, e, e, prea mult, știi? Dar atunci nu-ți dai seama, nu-ți dai seama că încă e o adicție. Adicția nu niciodată nu se pune stăpânire pe tine, ai consumat drog, ești gata, ești, ești dus. Dar să nu-ți dă libertatea ca să faci asta, știi? cumva o adicție se credește în timp, știi? Și acum, nu, cine ascultă acum podcast-ul, poate să zic, ok, hai că consum o dată și pe las. Nu, 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 nu te băga acolo. Deci nu vrei să ajungi acolo. Pentru că odată ce ai deschis anumite chestii și odată ce ai gustat dintr-un anumit, să zic, măr, e o problemă. Ajungi. Fusem o dat cu cineva tot așa, care a început cu puțin și uh, la un moment dat, heroină, spun exact ce a avut, Trebuie să-i taie brațul wow. ca să-l wow. să salveze. Și el după asta, am povestit cu persoana respectivă, a zis că, și acum tu de ce fumezi? Pentru că acum poți să Da. No. <laughs> și mă gândeam, Doamne, ce, min ce minciună e lucrul ăsta. În cuvântul lui spune, spuneți-vă dar Domnului uh, uh, și diavolul va fugi de la Amin. voi. Amin. Uh, nu poți să te joci încă cu păcatul sau cu lucrurile astea și să crezi că tu ești puternic și așa mai departe. Știi? Wow. Uh, tu ai zis că ai experimentat uh, toate lucrurile astea, dar ma, a, Aș mai avea o altă întrebare. Deși vedeai că părinții tăi suferă, deși vedeai că situația uh, financiară uh, uh, mergea în jos, yeah. Nu mai aveai partea emoțională care să spună, băi, totuși îi rănesc pe cei care m-au crescut sau nu Eu știu. făceam toate lucrurile astea, le făceam, dar în același timp cercam să o țin cât mai ascuns, știi? Deci, cum ar veni, am o știut, dar nu știut în totalitate cât era de adâncă toată situația, știi? Dar nu ți era greu să fii actor? Că asta e problema. Era, era greu. Era greu. Dar ajungi ca să treci peste chestia. Adică după o anumită vârstă ajungi să-ți cunosc părinții, știi? Și ajungi ca să înțelegi anumite ce, anumite măști poți să spui ca să fentezi chestiile, știi? Și la anumite ore, când ajungi acasă ca să-ți fie ușa disponibilă, ca să poți să te duci să te pui să te speri să dormi, știi? Și atunci îți dai seama că nu. Părinții vin obosiți acasă, dorm. Era, e, e, super greu. Și pentru ei era greu cu noi, știi? În că nu aveau joburile lor, fiecare aveau frământările lor, problemele lor, mergeau în lucrare, domn veneau târziu, când venea, când venea tata din lucrare, pac, îți dai seama că eu eram la culcare, cum ar ca să nu mai fiu deranjat, știi? No, chiar dacă vrem să stau mai târziu, să mă uit la film sau whatever, știi? Oricum, eu, chestia ce ai zis-o de tipul ăla cu heroină, mi se pare că e așa o, mare de min, o, așa minciună de mare. Pentru că am prieteni care au zis chestia asta. Eu când am ajuns să conștientizez că le-am zis, mă, guys, noi avem o problemă. Mă, noi trebuie să ne trebuie să ne schimbăm, trebuie să ne lăsăm. Noi, noi, am ajuns să fim prinși, am ajuns să fim niște drogați. Și foarte... Lanțuri. Da, da. Vezi ce, vezi ce zic? Multe probleme și multă, multe, lucruri se rezolvă atunci când conștientizezi că ai o problemă. 95% zic unele statistici că ajungi să-ți rezolvi și să treci peste și nu, să rezolvi lucrurile, știi? Dar am prieteni care până în ziua de astăzi ei și din cauza că nu au acceptat adevărul ăla, că bă, hei, vezi că ai o problemă, vezi că trebuie să te și vezi că trebuie să renunți la chestia asta. Și până nu facem lucrurile astea, până nu conștientizăm și zicem, da, mă, am o problemă, am nevoie de ajutor. Și ajutorul ăsta nu poți să te duci, nici chiar la părinți, e, e, foarte greu să te duci câteodată să vorbești cu ei, că ei nu, nu înțeleg adâncimea. Dar cred că cel mai important este să te duci să-i zici Domnului direct. Doamne, am o problemă, Doamne, îmi doresc din toată inima mea să mă pocăiesc. Și ce înseamnă a te pocăi? Ați dat seama că ai o problemă, ați da seama că am nevoie, Doamne, mă căiesc, Doamne, cred că ceea ce fac e greșit, am nevoie de tine, am nevoie ca să mă schimb. Și atunci apare, apare um, nașterea din nou, care te conștientizează și poți după aia să renunți la toate. Pentru că în viața mea, Nașterea nu a fost așa, într-un mod supranatural. Eram totuși așa de legat, consumam în fiecare zi droguri. De la etnobotanici am ajuns la, uh, la marihuana, după aia am ajuns la hașiș, Au fost multe chestii care au fost acolo. Uh, dar e interesant, pentru că noi ne gândim că oh, trăim într o trăim într-o societate de fine, într-o societate care ne vrea binele, la copiii noștri, nouă, chiar înșine. Păi am început să consum etnobotanici din cauza că erau legale. Cum te duci tu și dai paracetamolul la farmacie, așa mi le cumpram eu. Deci nu era nicio problemă. Deci. Era legal ca să te duci să iei droguri. Asta vrea să facă statul la noi. Și noi credem că statul e ceva fain. E fain parțial, dar nu foarte fain. Și atunci îți dai seama că având libertatea să te duci, nu era ceva de genul, cum vezi în filme, o, acolo un ghetto, la un moment dat a ajuns așa. Dar la început a fost foarte simplu. Te ducea în farmacie, în farmacie, știi? Și îți, cum... <laughs> <laughs> și îți cumpărai paracetamol, ieșai afară, nu erai urmărit de nimeni, știu că la un moment dat un prieten, o cunoștință, mai bine zis, a fost prins în skate park aici în Cluj, de jandarmi. Și avea undeva la cred că 17 grame de nobotanice pe el, știi? Iar celălalt cu care era el avea undeva la 30 de grame de iarbă. iarba e marijuana. Iarba e marijuana. Trebuie să se ca să înțeleagă ea. că la cel cu etnobotanici i-a dat un avertisment și la celălalt cu marijuana i-a dat o de mai mai mărișoară. Scuze, uh, și totuși etnobotanicele dăunează super, super grav, sunt super, super toxice, îți determină efectiv. Îs... Acum nu fac reclamă la iarbă, nu fac reclamă, ci pur și simplu le zic una pe alta și să vezi cam statul, cam ce favorizează, știi? Ideea da. care este că... Uh, eu am întâlnit un om regenerat de Dumnezeu, schimbat și transformat de asta. C Când am auzit mărturia am zis, bă, nu e posibil lucrul ăsta. De ce? Pentru că ai față de copil cu minte, iartă-mă, e de biserică, bun, ca să dau așa mai pe. Poate de asta am fentat așa. Știi? Ideea care este? Că am înțeles un lucru din ceea ce mi-ai spus până acum. Um, Anturajul prost yeah. te determină să iei decizii proaste. Ategore. Mă gândeam la, la lucrul ăsta, când ești cu oameni care spun, hai băi că bine. Scum, e bine, las că nu chiar așa. Mers o la o sală de sport și era un tip care fuma, de, fete, lucra, lucra aparate mm -hmm. și s-a dus în vestiar și am stat puțin și când intru acolo în vestiar, pe deci ochii s-au schimbat, s-au transformat, deci trăgea în el, era ceva țigară electronică. Mm -hmm. Și a zis, ce faci? băi, spun, nu, iartă-mă, nu mă spune la ăsta, nu știu cum te spun pe nimeni, la nimeni, dar tu n-ai vrea să te lași de lucrul ăsta? Nu, nu, mai întâi l-am întrebat așa. Ai dori să-mi pun mâna peste mine, să mă rog ca Dumnezeu să te eliberezi de lucrul ăsta? Și uita la mine și mi-a că apreciez, apreciez. Mm. Am citit și o Biblia, dar nu vreau că îmi place. Și a zis că, a, îți place să că ești dependent? Nu, nu, nu. Este o adicție, dar nu e o dependență. Și au început să o filozofeze. Și -a uitat, am zis, domnule, am o întrebare sinceră. Poți să trăiești două zile? Care două zile? Poți să trăiești câteva ori fără asta? Nu. Ei, trebuie să recunoști că ești dependent. Primul pas ca să scapi de un lucru este trebuie să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, ăsta sunt, nu pot prin puterea mea, ajută-mă tu. Un alt pas zice ceva de părinți, e diferit la fiecare. Eu, de exemplu, ca să scap de anumite lucruri, cel care m-a ajutat cel mai mult a fost tatăl meu și mama mea, dar poveștile sunt uh, diferite. Și mă gândeam la lucrul ăsta că Dumnezeu a venit ca să ne împace cu el, să ne ierte de păcat, dar să mai fac un lucru. Să ne elibereze de lucrurile alea Categoric. care odată ne țineau captivi, Categoric. care o le-a Și care ar fi un, un, un prim sfat pentru tinerii care ne urmăresc, pentru cei care consumă. Nu lăsați pe, ca anturajele negative să vă distrugă. Categoric. De ce? Pentru că oamenii nu ți vor binele. Erau dat tot așa unul, tot o mică experiență. Unul care s-a lăsat de țigară și am văzut și m-am bucurat pentru el, două luni avea. Și celălalt îi spune că am ascultat tot dialogul. Uh, Băi, la că îți dai un, pa în, uh, un pachet de țigări, acum gratis, aia acum nu știu cum. Și l-au convins pe el așa, zis, Doamne, ce minciună, de ce? Pentru că el nu putea să scape de fumat și a vrut noi să convingă pe el. Deci asta ar fi o primă chestie. Duceți să vă cu anturajele bune. Ascultați de părinți. Categoric.